La mulți ani și bine v-am găsit la o ediție retrospectivă a emisiunii Din viața romilor. Vă propunem o trecere în revistă a celor mai reprezentative momente ale anului 2018, prezentate și dezbătute în cadrul emisiunii noastre. Discutăm despre progres, dar și despre afirmarea și promovarea culturii, limbii și valorilor etniei rome. În peste 70 de ediții, emisiunea realizată de Departamentul Mass Media, Cultură și Culte al Partidei Romilor Pro Europa, difuzată în fiecare weekend la Național TV, a adus pe micile ecrane cele mai importante noutăți din viața romilor. V-am prezentat în exclusivitate reportaje, interviuri, știri, dezbateri și documentare, toate avându-i protagoniști pe romii din țară și din străinătate. Prin activitatea noastră am transmis telespectatorilor emoții puternice, făcând întotdeauna apel la toleranță și bunăvoință. Am cunoscut oameni care au reușit să atingă performanțe remarcabile, am făcut cunoscute fapte și inițiative care deschid perspective noi și am pus în evidență problemele cu care se confruntă persoanele de etnie romă. Am surprins nevoile acestora, dar și măsurile întreprinse pentru sprijinirea și dezvoltarea comunităților etnice din toată țara. În 2018, zeci de invitați ne-au trecut pragul, artiști îndrăgiți, politicieni, medici, istorici sau sociologi, reprezentanți din sistemul educațional ai cultelor sau ai minorităților etnice, au răspuns de asemenea apelurilor noastre la dezbatere. Aceștia au dezvăluit în fața camerei povești de viață, au prezentat proiecte de importanță majoră și au discutat temele aprinse ale momentului. Pe parcursul ultimului an ne-am deplasat în comunitățile de romi din țară, unde am luat pulsul realităților sociale, cu sprijinul filialelor Partidei Romilor. De la exemple pozitive de implementare a proiectelor și campaniilor până la cazuri care au necesitat sprijin din partea autorităților, toate acestea au fost prezentate publicului prin materiale și dezbateri cu specialiști în domeniu. De asemenea, în edițiile din acest an v-am făcut cunoscute măsurile luate la inițiativa Partidei Romilor în domeniul educațional și locativ, dar și eforturile pentru sprijinirea tinerilor și familiilor din comunitățile defavorizate. Campaniile derulate de Partida Romilor Pro Europa, precum SOS Copiii Romi, Noi îți dăm recomandarea, Școala te face om mare sau 100 de copii pentru România, au fost subiectul unor ample materiale difuzate în cadrul emisiunii noastre. Un număr tot mai mare de adolescenți și tineri romi au ales să-și continue studiile pe locurile speciale, în colegiile și universitățile noastre. Ne-am bucurat să vă prezentăm proiecte și evenimente inițiate de Organizația de Tineret a Partidei Romilor, care și-a asumat responsabilitatea înlăturării prejudecăților. În acest fel, tinerii romi au făcut cunoscute valorile și tradițiile etniei, dar au și susținut campanii umanitare. Nenumărate elemente din cultura romilor au fost prezentate pe larg în cadrul emisiunilor noastre. Am adus în atenția dumneavoastră atmosfera originală și fascinantă de la festivaluri de artă și meșteșuguri, precum și de la importante evenimente culturale interetnice. N-au lipsit experiențele târgurilor populare și farmecul spectacolelor de poezie, teatru, dans și muzică. Și în acest an v-am prezentat persoane care au excelat în diverse domenii de activitate și oameni cu povești de viață inedite. Reportajele realizate de echipa noastră au pus în lumină atât tinere talente, cât și modele sociale, care prin muncă au transformat visul în realitate. Prin aceste exemple concrete de reușită și ambiție, am demonstrat întregii societăți potențialul și valoarea oricărui om, indiferent de mediu sau etnie. De altfel, evenimentele din anul proaspăt încheiat au arătat că nimic nu este imposibil, iar romii, ca oricare altă minoritate etnică, au dreptul să-și asume identitatea și să-și promoveze cultura. Este necesar ca aceștia să fie motivați și sprijiniți, astfel încât să se poată afirma cu succes. Continuăm să susținem cu tărie că România are valori care trebuie să fie recunoscute la nivel internațional, așadar nu vom renunța la a promova performanța. Ne-am străduit să punem în valoare istoria romilor, încă prea puțin cunoscută și promovată. Astfel, v-am prezentat imagini din cadrul acțiunilor de comemorare a Holocaustului, accentuând cum a fost marcat acest tragic eveniment în țară și peste hotare. Am cercetat ce ecouri a stârnit acest fenomen, discutând cu specialiști în domeniul istoriei recente despre importanța studierii Holocaustului. Totodată, supraviețuitorii dramaticelor deportări ale romilor în Transnistria n-au împărtășit experiențele cutremurătoare pe care le-au trăit. 2018 rămâne în istorie drept anul centenar. Alături de toți românii am celebrat 100 de ani de la Marea Unire, un secol de Românie modernă. Cu acest prilej, în cadrul unei reuniuni la care au participat reprezentanții tuturor organizațiilor rome, la Dumbrăveni, lângă Sibiu, a fost inaugurat monumentul de la Ibaș-Falău.
Evenimentul atestă istoric prima manifestație națională a romilor din România, prin care au fost cerute drepturi egale pentru romi, ca cetățeni ai României mari. De asemenea, am sărbătorit centenarul împreună cu celelalte etnii prin mai multe evenimente culturale comune. Emisiunea Din viața romilor s-a bucurat de aprecierea și interesul publicului, așa cum reiese din impresionantele mesaje de încurajare și felicitările primite pe adresa redacției. Mulțumim telespectatorilor noștri pentru fidelitatea, precum și pentru atenția cu care suntem onorați. Oferim și în acest nou an interesul nostru pentru a aborda într-un mod profesionist subiectele relevante pentru minoritatea romă, dar și pentru promovarea dialogului intercultural. În continuare, vă propunem o trecere în revistă a celor mai importante materiale prezentate în anul 2018, în cadrul emisiunii Din viața romilor. Cei 162 de ani de la dezrobirea poporului rom au fost omagiați și anul acesta în cadrul Camerei Deputaților din Parlamentul României. Asociația Partida Romilor Pro Europa, împreună cu Federația Democrată a Romilor, Agenția Națională pentru Rom și Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Chier, au avut ca subiect pe masa dezbaterilor rasismul ca barieră în eliberarea și emanciparea romilor. Deputați, consilieri de stat și activiști romi au confirmat prezența la eveniment. Când vorbim de contribuția romilor și de istoria romilor la formarea statului național unitar român, populația majoritară și clasa politică dezvoltă un sentiment de uitare. În sensul că nu se discută foarte mult de contribuția pe care au avut-o romii în fostele principate și la formarea statului național unitar român. După 5 secole de sclavie, constatăm că problemele socioeconomice ale populației de romi din România și care, de altfel, putem spune și populației de romi din întreaga Europa, sunt în primul rând legate de discriminare, sunt în primul rând legate de un decalaj socioeconomic între populația de romi și populația majoritară, care țin de un decalaj educațional, care țin de aspecte legate de locuire, aspecte legate de infrastructură, aspecte legate de educație, de sănătate, de ocupare, formare profesională, dacă vreți. Romii se află la marginea societății și consider că clasa politică, societatea în ansamblu, trebuie să devină mult mai responsabilă în raport cu această clasă, cu această minoritate. Ziua de 8 aprilie are ca semnificație celebrarea culturii și tradiției romilor, dar și atragerea atenției asupra persecuției și discriminării la care au fost supuși aceștia de-a lungul istoriei, în special în timpul celui de-al doilea război mondial. Pe 8 aprilie 1971 avea loc la Londra primul congres mondial al romilor. S-au decis atunci imnul internațional în limba romanii, Ghelem Ghelem, și steagul care se reprezintă etnia. În 1983, în India, s-a desfășurat primul festival mondial al romilor. Evenimentul s-a bucurat de prezența Indirei Gandhi, cea care avea să devină prim-ministru al Indiei. În 1990, Polonia a fost gazda celui de-al patrulea congres mondial al romilor. Cu această ocazie a fost declarată data de 8 aprilie ca Ziua Internațională a Romilor, în amintirea primului congres, cel de la Londra. În aprilie 1990, la Varșovia, au venit practic câteva sute, 250 de reprezentanți ai romilor din întreaga, de fapt din 24 de state. Sigur, este mult mai reprezentativă acest congres, este mai reprezentativ decât celelalte anterioare, în bună măsură, pentru că erau foarte bine reprezentați romii din estul Europei, unde, repet, locuiesc, de fapt, cei mai mulți romi din Europa, cel puțin. Pe 8 aprilie 2003, Dalai Lama, liderul tibetan și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, a oficiat o ceremonie și a transmis un mesaj de unitate cu etnicii romi de pretutindeni. În România, data de 8 aprilie a devenit oficial sărbătoarea etniei romilor în anul 2006 prin legea numărul 66. Legea a fost adoptată de Parlament la inițiativa deputatului Nicolae Păun.
Parlamentarul a declarat că păstrarea tradițiilor și promovarea în spațiul public a culturii romilor au constituit alte două repere importante pe lângă inițierea proiectului deja amintit. Adoptarea legii a contribuit esențial la schimbarea mentalității și a prejudecăților greșite la adresa romilor de pretutindeni. Săptămâna aceasta la București a avut loc semnarea unui nou protocol de colaborare între Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația Partida Romilor Pro Europa, document ce oficializează parteneriatul pentru anul școlar 2018-2019, proiect ce face parte din campania educațională SOS Copiii Romi derulată la nivel național. În decursul timpului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a avut o relație de colaborare foarte bună cu toate organizațiile care se ocupă de elevii de etnie romă, în special cu Partida Romilor, și o astfel de colaborare cu rezultate foarte bune în trecut ne-a determinat să procedăm la încheierea acestui parteneriat SOS Copiii Romi. Cred că un feedback în ceea ce privește implementarea acestor relații de colaborare cu Partida Romilor l-a reprezentat numărul elevilor admiși pe locurile speciale la liceu, care este în creștere de la an la an. În fiecare an, locurile, cel puțin în ultimii ani, aceste locuri au fost ocupate în proporție de 90% la nivelul municipiului București. Colaborarea între Partida Romilor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București are deja o istorie de peste 10 ani, acest demers fiind inițiat în scopul de a dezvolta acțiunile de informare, consiliere și orientare școlară. Protocolul de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București a reprezentat o inițiativă a organizației noastre încă din anul 2007. Practic, campania care fusese inițiată doar la nivelul municipiului București, în anul următor s-a transformat într-o campanie la nivel național cu rezultate notabile. De departe, aș vrea să semnalez faptul că protocolul cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și parteneriatul nostru este în momentul de față considerat ca fiind cel mai bun la nivel național. Aici, în fiecare an, au fost admiși în jur de 700-800, am avut ani în care au fost admiși chiar și 1000 de copii de etnie romă pe locurile speciale alocate lor în sistemul de învățământ preuniversitar, atât în licee cât și în școlile profesionale. Anul acesta, de exemplu, sunt mult mai mulți elevi care au intrat la liceu, care au trecut de testele naționale și au dorit să acceseze un loc pentru romi. Sigur că da. Eu spun că ar trebui să depășim o barieră și o etichetă în același timp, care ne este, etichetă care ne este pusă frecvent nouă etniei rome. Respectiv, copiii noștri, potrivit căreia copiii noștri ar obține rezultate mai slabe din punct de vedere al parcursului școlar, și este un mare semn de întrebare sau chiar este o chestie uimitoare atunci când vedem un copil așa cum a fost primul clasat astăzi, 9,60 și ceva. 89, 86. Dom'le, știți, copilul ăsta de etnie rom ar fi putut foarte bine să fie repartizat de către calculator, adică să opteze pentru repartizarea computerizată la orice liceu. Sigur, n-a fost doar un copil. Ați văzut că peste 100 de copii au avut medii cuprinse între 9 și 8. Faptul că acești copii de etnie rom au ales să meargă mai departe în sistemul de învățământ liceal și profesional pe locurile special alocate lor nu reprezintă nimic altceva decât un lucru îmbucurător pentru noi ca organizație, pentru noi Partida Romilor, pentru etnia noastră și pentru ei, adică asumarea etnică înseamnă până la urmă un progres uriaș. Și iată că eforturile pe care noi le derulăm în mod constant și în București și în toate celelalte județe ale țării nu au rămas fără, să spunem, fără rezultate. Rezultatele au început să apară și ușor, ușor pot spune că se va contura o elită a etniei noastre, din cadrul etniei noastre, o elită de copii buni și foarte buni, pentru că, să știți, nu e prima serie de copii. Au mai fost, adică, copii foarte buni și în seriile anterioare, sigur. Copiii care au optat ca cei de astăzi, pe locurile speciale, acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani, acum 5 ani, deja ei sunt la facultate pe locurile speciale. Unii dintre ei au terminat. Bineînțeles, nu ne oprim aici, adică
Ce vreau eu să reliefiez că campania SOS Copiii Rom, derulată în parteneriat cu Partida Romilor, nu se oprește aici, adică n-am încheiat, dacă s-au încheiat cele două zile de sfidări publice, n-am încheiat. Noi consiliem și reprezentanții Partidei Romilor și noi, reprezentanții SMB-ului, consiliem și informăm în continuare părinții pe orice problemă doresc dumnealor și au nevoie de informații clare. Și chiar o ultimă întrebare, dintr-o statistică aproximativă, sau dacă aveți exactă, cam câți copii au terminat anul trecut, din cei care au accesat locurile la liceu, cam câți copii de etnie romă au și terminat? Aveți idee? Păi cred că procentul este de 99%. Între 1 și 3 mai la București a avut loc o nouă ediție a campaniei STAR, Sunt tânăr, activ rom, eveniment inițiat de Organizația de Tineret a Asociației Partida Romilor Pro-Europa, care a reunit o serie de acțiuni și dezbateri derulate sub titlul Tinerii romi între stereotipuri și prejudecăți. Pe 1 mai, 100 de tineri romi din toate colțurile țării au participat la lucrările reuniunii Organizației de Tineret a Asociației Partida Romilor Pro-Europa. Conferința care a deschis campania s-a bucurat de participarea unor lideri ai minorității rome care au împărtășit din experiențele lor și au transmis un mesaj tinerei generații. A doua zi, membrii Organizației de Tineret a Asociației Partida Romilor Pro-Europa, purtând porturi tradiționale, au traversat centrul capitalei împărțind flaiere cu mesaje privind promovarea elitelor și diminuarea stereotipurilor și prejudecăților în societate. Tinerii s-au oprit apoi în Piața Unirii, unde au ales un mod inedit de a atrage atenția cetățenilor asupra efectelor nocive ale discriminării în societate. Într-o acțiune spontană, grupul de tineri romi a alcătuit un culoar simbolic al discriminării și au aplaudat pe toți cei care nu i-au ocolit și au traversat împreună acest spațiu. Toți sunt studenți, masterați la diverse universități. Tocmai de aceea, astăzi am dorit să atragem atenția faptului că acolo unde sunt romi, multă lume nu vor trece, nu vor aleagă să treacă doar pentru simplu fapt că ne văd îmbrăcați așa. Ai drept. Vă invităm să treceți. Ai drept. Mulțumim. Inițiativa tinerilor romi a pornit din dorința de a-și face cunoscute identitatea, proiectele, poziția civică și solidaritatea cu toți cetățenii și pentru a demonstra valoarea și capacitatea de integrare într-o societate care nu mai trebuie să fie îngrădită de prejudecăți și discriminare. Am vrut să sărbătorim Ziua Națională a Tineretului prin o acțiune în care să eliminăm cumva discriminarea din jurul nostru și am zis să facem acest tunel ca să îi atragem pe oameni. Să vadă că noi suntem la fel. Asta a fost ideea noastră. Sperăm că ne-a reușit. Suntem bucuroși că au trecut câțiva oameni și unii chiar ne-au și transmis mesaje drăguțe, ceea ce pentru noi a fost foarte mult. Pentru mine a însemnat foarte mult, mie chiar mi-au dat lacrimile. A fost o emoție care s-a creat și sper ca oamenii să rămână așa și să-i văd cum i-am văzut astăzi pe cei care au trecut în tunel și să rămânem așa, să eliminăm discriminarea din jurul nostru, pentru că suntem toți la fel și noi asta vrem să arătăm tuturor. Sărbătorim Ziua Națională a Tineretului prin purtarea portului tradițional și avem un mesaj pentru toată lumea: discriminarea ucide vise. Campania STAR Sunt tânăr, activ rom a continuat și în alte zone ale Bucureștiului, unde tinerii romi au organizat și alte acțiuni interactive în dorința de a reflecta în comunitate imaginea pozitivă a etniei rome pentru a dezvolta conceptul de asumare a identității și pentru a promova cultura romă în societate. De sute de ani, pe malurile primitoare ale Dunării au trecut, s-au așezat și au conviețuit o serie de neamuri din Balcani, Europa sau Asia. Pentru mulți oameni, Dobrogea a devenit acasă și, chiar dacă păstrează obiceiuri și culturi diferite, au reușit să construiască în timp o prietenie puternică și frumoasă. Așa i-am descoperit și noi cu prilejul Sărbărilor Deltei, un festival al minorităților naționale care de 18 ani reunește la Sulina reprezentanței tuturor etniilor din țară. Sute de participanți au traversat faleza într-o paradă interetnică, etalându-și bucuroși costumele tradiționale. Muzica
Reprezentanții etniei rome au atras imediat privirile localnicilor și turiștilor, oferind pe loc o reprezentație plină de ritm și vervă. O pagină importantă din istoria romilor din România a fost recuperată și oficializată cu o săptămână în urmă la Dumbrăveni, în județul Sibiu. Membrii organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor culturale și civice ale romilor din întreaga țară, alături de reprezentanții ai administrației publice locale, guvernului și președinției României, s-au reunit pentru a celebra Adunarea Națională a Romilor din 1919 de la Ibaș-Falău, Dumbrăveniul de azi. Acum 99 de ani, imediat după Marea Unire Națională de la Alba Iulia, la Castelul Apafi din Ibaș-Falău, reprezentanții romilor din țară s-au întâlnit, au redactat și au semnat un memoriu, prin care își exprimau solidaritatea cu România Unită și cu poporul român, solicitând totodată drepturi egale cetățenești. Subsemnații, reprezentanții ai țiganilor români transilvaneni, îndemnați de dragostea noastră față de neamul românesc și față de noua noastră patrie, România Mare, declarăm sărbătorește și pentru totdeauna și ne și rugăm cu supunere să ni se împlinească și nouă celor oropsiți până acum dorințele noastre. Să fim primiți în sânul marelui popor român, nu numai cei cu limbă, port și datine românești, ci și ceilalți locuitori, de origine țigănească, care și-au pierdut acest caracter, aflători în toate ținuturile Ardealului, Banatului și părțile ungurești alipite acum României Mari. După aproape 100 de ani, vocea romilor reuniți la Ibaș-Falău s-a făcut din nou auzită și mesajul acestora a fost recuperat și redefinit de noua generație de activiști romi. Adunarea de la Ibaș-Falău a fost prima în care se poate vorbi despre manifestarea publică a conștiinței etnice a romilor. Tot despre această zi aș vrea să vă spun că este una în care recuperăm unul din cele mai importante evenimente și una din cele mai importante manifestări din istoria noastră. Faptul de a te aduna și de a cere drepturi nu doar pentru tine, ci și pentru ceilalți, care au pierdut din caracterul a ceea ce înseamnă o etnie. N-au spus tot, dar au spus atât cât trebuie. Faptul că se luptau pentru toți și să aibă drepturi egale, cetățenești, este din nou un moment extrem, extrem de important pentru noi. Peste timp, gestul făcut acum 99 de ani de romii delegați la Ibaș-Falău și-a regăsit în memoria localnicilor conotații puternice de solidaritate cu poporul român. La 99 de ani de la prima mare adunare a romilor, de la începutul mișcării romilor în România, care este a doua mare mișcare din lume. Prima a fost în Bulgaria în 1905 și iată în 1919 a fost în România. Deci din lume suntem foarte aproape de a fi primii, cei care ne-am exprimat în primul rând voința că suntem romi. Pentru că atunci când te aduni și spui ceva atât de important, iată, aderi la ideea unei Românii mari în care romii ne aflam atunci, ne aflăm și acum, înseamnă că ai o conștiință etnică, știi cine ești și îți dorești ceva pentru neamul din care faci parte. Suntem foarte mândri și foarte emoționați de acest moment și sper să fie un moment de reviriment și în mișcarea romilor, să ne îndreptăm către o construcție identitară puternică, spre a ne respecta noi înșine, în primul rând ca romi, drepturile pe care statul român ni le-a oferit și în urma, bineînțeles, a luptei noastre, anume drepturile de minoritate națională. Bravo.
Evenimentul de la Dumbrăveni s-a bucurat de sprijinul autorităților statului, însuși președinția României, transmițând cu acest prilej un mesaj de susținere și încurajare a proiectelor menite să dezvolte minoritatea romă. La 100 de ani de la Marea Unire, România este deopotrivă a majorității românești și a întregii sale diversități etnice și culturale. Purtând coroane de flori și lumânări, zeci de tineri romi s-au reunit pe 2 august la Memorialul Holocaustului din capitală pentru a aduce un omagiu victimelor crimelor naziste săvârșite acum 74 de ani. La monumentul de pe malul Dâmboviței au fost prezenți reprezentanții ai Asociației Partida Romilor Pro Europa, membrii ai ONG-urilor autohtone, politicieni, istorici, reprezentanții ai altor minorități din România, dar și a instituțiilor care luptă pentru drepturile omului. Cu toții au venit pentru a marca astfel Ziua Internațională a Holocaustului Romilor, recunoscută prin rezoluția Parlamentului European din 15 aprilie 2015. Deși puțin cercetat și târziu recunoscut public, Holocaustul romilor constituie indiscutabil încă o pată pe obrazul istoriei. În timpul celui de-al doilea război mondial, în noaptea de 2 august 1944, în lagărele de muncă forțată și exterminare de la Auschwitz-Birkenau, au fost uciși peste 3.000 de romi. Participanții la ceremonie au ținut un moment de reculegere în fața monumentului și au depus coroane de flori la roata romilor, element stilizat care face parte, alături de Via Dolorosa, coloana și steaua lui David, din edificiul Memorialului Holocaustului de la București. Cu acest prilej, cei mai mulți dintre participanți au subliniat necesitatea apelului la memorie, precum și nevoia generațiilor tinere de a-și asuma și de a învăța din greșelile trecutului. Dacă puținii supraviețuitori ai Holocaustului romilor, aflați acum la vârste respectabile, nu mai pot fi atât de vocali în a transmite un mesaj umanității, tinerii romi au ales o formă originală și concretă de a-și exprima solidaritatea. Evenimentele dramatice care au lovit poporul rom în urmă cu 74 de ani nu au fost uitate nici în restul Europei. Într-o lume tot mai divizată, în care drepturile romilor sunt amenințate de grupările extremiste și de politicile populiste, ceremoniile de comemorare a Holocaustului romilor din acest an au constituit și o formă de protest. Ca în fiecare an, romii din întreaga lume au venit la Auschwitz pentru a-și aminti de îngrozitoarele evenimente din 1944. Au fost rostite discursuri și depuse coroane de flori, iar supraviețuitorii ororilor naziste și rudele celor care nu s-au mai întors niciodată acasă au găsit puterea de a susține lupta împotriva rasismului și discriminării. De la Bruxelles, Frans Timmermans, prin vicepreședintele Comisiei Europene, a transmis un mesaj prin care subliniază că egalitatea și nediscriminarea constituie valori europene comune. Aproximativ 500.000 de romi din toată Europa au fost uciși de naziști și de colaboratorii lor, ceea ce reprezenta cel puțin un sfert din totalul populației rome de la acel moment. Dezumanizarea romilor a fost primul pas care a facilitat aceste crime oribile. Trebuie să ne amintim asta acum și să apărăm cu ardoare egalitatea și nediscriminarea, valorile europene comune pentru noi toți. Este datoria statelor membre ale Uniunii să asigure politici eficiente de recunoaștere a atrocităților din istorie, de protejare a siturilor arheologice și de promovare a educației și a cercetării în acest domeniu. Este datoria fiecăruia dintre noi, membri ai Uniunii, de a ne trata concetățenii cu demnitate și respect, în special pe cei vulnerabili din societate. Istoricii apreciază că în lagărele de exterminare au murit sute de mii de oameni. Holocaustul romilor rămâne una dintre acele cicatrici adânci lăsate în memoria umanității, care nu trebuie ascunse, ci arătate tuturor, pentru a atrage atenția asupra efectelor devastatoare ale urii rasiale, precum și pericolul ideologiilor extremiste. La sfârșitul lunii septembrie, Consiliul Director al Asociației Partida Romilor Pro Europa s-a reunit la Târgu Mureș într-o ședință extraordinară. Aproximativ 200 de reprezentanți ai organizației din toate filialele țării au fost prezenți la această întâlnire în scopul planificării acțiunilor și proiectelor dedicate susținerii și dezvoltării comunităților de romi. Printre temele abordate în cadrul Consiliului, un loc principal a fost ocupat de educație. Obiectivele Asociației Partida Romilor Pro Europa au fost așadar stabilite inclusiv în jurul problemelor cu care tinerii romi se confruntă în sistemul de învățământ din România. Ședința Consiliului Director este astăzi declarată deschisă, dar avem și participarea
altor colegi din țară, respectiv lideri în alte județe. Trei linii de lucru au fost propuse în această întâlnire a reprezentanților Partidei Romilor din țară. Îmbunătățirea activității administrative, dezvoltarea colaborărilor teritoriale, precum și stabilirea agendei de activități până la începutul anului 2019. Timp de două zile au fost evaluate și dezbătute problemele cu care se confruntă comunitățile de romi, au fost prezentate date concrete referitoare la situația romilor din mai multe localități ale țării și au fost propuse soluții pentru rezolvarea acestora. Pe agenda de dezbatere a Asociației Partida Romilor Pro Europa, președintele Nicolae Păun a propus inițierea unor proiecte de educație non-formală pentru tinerii de etnie romă, în scopul anulării segregării școlare, dar și pentru facilitarea integrării sociale a copiilor romi. Reprezentanții din Consiliul Director s-au întrunit și în ateliere regionale de lucru pentru a stabili implementarea unor noi politici de dezvoltare a filialelor din teritoriu. Au fost desemnate echipe care să reglementeze măsurile de consolidare structurală, vizibilitatea asociației în țară, dar și definirea strategiilor de lucru pentru următoarea perioadă. Lucrați și începeți să dezbateți acolo. Luați cuvântul, discutați, veniți cu idei. Cineva să formeze aceste secretariate, după care aceste secretariate să se transforme în niște rapoarte. Atelierele au fost coordonate de lideri ai Asociației Partida Romilor Pro Europa, care au sintetizat strategiile ce vizează creșterea operativității și conlucrarea între organizații prin implementarea unor proiecte comune. Trebuie să discutăm de asta. Ce facem împreună? Acum e și răspunderea noastră. În cadrul Consiliului Director s-au stabilit noi termene și reglementări privind activitatea administrativă a asociației, dar și noi strategii pentru următorul trimestru privind transparența, comunicarea, colaborarea interteritorială, vizibilitatea și prioritizarea acțiunilor din domeniul educațional. Președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, Nicolae Păun, a solicitat implicarea tuturor liderilor regionali pentru dezvoltarea unei agende de programe de educație non-formală cât mai elaborate și cuprinzătoare, precum și colaborarea cu alte instituții și organizații pentru a oferi tinerilor de etnie romă sprijin în integrarea socială și acces la o educație performantă. O prioritate conturată în timpul discuțiilor a fost dezvoltarea unui cadru amplu care să contribuie la afirmarea tinerilor romi în societate. Conducerea a recomandat organizarea de activități ce au ca scop susținerea în plan educațional a noii generații și angrenarea acesteia în sprijinul comunităților. Astfel, s-a pus accent pe dezvoltarea organizațiilor de tineret din țară și pe implementarea proiectelor de educație non-formală. Tinerii romi și neromi au în acest fel oportunitatea de a promova integrarea socială și toleranța prin metode neconvenționale. De altfel, prin educație non-formală, oricine se poate implica activ în acțiuni de dezvoltare durabilă a comunităților de romi. În cadrul întâlnirii de la Târgu Mureș s-a discutat și despre optimizarea comunicării, despre statutul asociației și despre revizuirea regulamentelor interne. De asemenea, liderii filialelor locale au fost sesizați asupra necesității de adaptare a politicilor administrative la modificările apărute în legislația Uniunii Europene, precum cele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. La finalul anului trecut am difuzat un interviu în exclusivitate acordat chiar de către Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa. După ani de absență în spațiul public, Nicolae Păun ne-a dezvăluit în cadrul emisiunii noastre care sunt planurile sale pentru viitorul apropiat, dar și cum anume și-a desfășurat activitatea în tot acest timp, dincolo de ochii presei și de lumea politică. Eu vorbesc despre viitorul acestei minorități pe teritoriul României. Lipsește organizațiilor romilor o viziune politică, dar această viziune politică trebuie să fie atât de inteligent spusă și exprimată și construită, încât să fie și, ca să spunem așa, digerată de către toți. Adică nu ai cum generația cu ghiozdanul în spate și cu laptopul în față să vină să vorbească în comunitățile de romi, neștiind limba romanii, nesimțind țigănește, neștiind nimic de niciun fel. Ei sunt buni ca să se ducă la anumite reuniuni pe la Bruxelles, pe unde să mai duc ei, invitați, sigur, tot ai lor, și să îi arate ca pe maimuțele. Uitați, așa arată un viitor țigan. Asta înseamnă integrare. Nu are nicio treabă cu realitatea, să fim serioși.
Nu este rău că ei există, dar mai rău este că ei nu conștientizează și aici este o mare problemă. Bun. Revenind la lucrurile noastre, sunt trei chestiuni care sunt importante, foarte importante, pe care eu vreau să încerc să le aduc în discuție atât Federului, ca de altfel și altor organizații care vor să vină sub umbrela Federului și să și partida să încerce să se recalibreze, să se așeze pe poziție, iar acei lideri care nu mai pot, nu e bine să mai rămână în față. Ei trebuie să iau un exemplu de la mine. Dumnezeu, dacă ăsta șef de comisie parlamentară, deputat atâția ani de zile, a știut să facă un pas înapoi și nu i-a fost deloc greu. Există viață și după. La fel și dacă se gândesc la interesul comunităților de romi, n-au cum să mai rămână pe pozițiile respective dacă sunt incapabili. Dacă sunt capabili, eu n-am o treabă cu vârsta. Dar dacă ești capabil și te interesează ce se întâmplă în comunitatea de romi, trebuie să vii cu idei din teritoriu, să înțelegi că rolul tău este acolo în comunitate și să pui umărul la această construcție, cel puțin pe trei idei de care încercam să-ți vorbesc. Plus asta că ei trebuie să se gândească, da? Ca o vârstă care au. Iar din discuțiile pe care tot așa, o să mă dau și o mare acum care am avut cu tine, noi le-am pus o întrebare. Cine o să conducă peste 20 de ani? Nu atât Partida Română, cât și țara. Eu cred și că atunci, ar exact, trebui să ne întrebăm altcumva, Vali, cum va arăta. Și cum va arăta, da? Și atunci, ideea ta de a aduce... Cine va fi, cum va, da, arăta. Atunci, ideea ta de a aduce oameni tineri și oameni noi pe lângă cei care sunt deja... Măi, Vali, eu ce fac? Nu inventez sapa, păi, și apa caldă și mergem. Nu, dar trei lumea să așa a făcut clar. Toată lumea, da, este un corect ciclu al vieții. Nu este, da, pentru că am inventat eu chestiunea asta. E o chestiune de firesc, de normal, de normalitate. Ceea ce este tot de normalitate, că în comunitățile noastre, și cred că și la români e aceeași chestiune, noi acordăm o atenție deosebită oamenilor în vârstă, sau cum le spunem noi, bătrânilor noștri, pentru că de la ei ai ceva de învățat. Adică eu nu văd cumva o plecare categorică a celor mai în vârstă, ci spun aportul lor să se regăsească. Corect. Dar să nu fii nici una, nici alta, atunci este mai rău. Adică nici cal, nici măgar. Păi mai rău, da, în culci, frate. Da. Bun. Care sunt cele trei idei importante, da, pe care, la care trebuie să lucrăm în următoarea perioadă? Din luna ianuarie, cine vrea să pună umărul, este așteptat. Trebuie să lucrăm în ceea ce privește dezvoltare comunitară. Aici este o mare, acolo, problemă, da, pe ce înseamnă dezvoltare comunitară și să ne gândim cel puțin la câteva chestiuni esențiale care vizează dezvoltarea comunitară. Educația, care joacă un rol primordial, pentru că orice generație care îți vine din spate, dacă nu este educată și responsabilă totodată de comunitatea din care se trage, iar n-am făcut mare poveste. Corect. Și nu în ultim rând, sănătate. Deci sănătate, educație și dezvoltare comunitară sunt trei direcții la care trebuie automat să ne aplecăm și să ne gândim în următoarea perioadă. Emisiunea Din Viața Romilor premiază excelența. La inițiativa Partidei Romilor Pro Europa și a președintelui Asociației Nicolae Păun, dorim să-i facem cunoscuți pe toți cei care ne demonstrează ambiție și performanță. Dacă ești tânăr, talentat, cu rezultate excepționale, indiferent de vocație sau de domeniul de activitate, așteptăm mesajul tău pe pagina de Facebook a emisiunii sau pe adresa de e-mail a redacției. Te premiem pentru reușitele tale și îți promovăm calitățile.